departe de mine de a fi un mare cunoscător sau admirator ieșit din comun al, să spunem așa, al culturilor, și în special mă refer aici la partea de arhitectură. Sorry, mom, I'm not the same. Zic așa că mama e arhitectă și a fost cumva obsedată de aspectele astea. Totuși mă uit la ce lucrează japonezii și nu pot să nu constat o atenție, bineînțeles, lucru care nu mă mire cumva pentru detalii destul de importante dacă stau să mă gândesc. Însă ceea ce mă face să apreciez mai mult este acest templu este construit efectiv din lemn masiv. Și asta, mă rog, cel puțin partea asta, partea de bază, structura. Și asta mă face să apreciez foarte mult atenția lor pentru detalii și pentru a crea un lucru durabil și de calitate, care nu trebuie să fie neapărat beton, piatră, ci lemn, care poate în timp lemnul să reziste foarte, foarte bine. Și asta și în conformitate cu clima, cu ce se găsește pe aici, prin zonă, și cu tradiția lor. Deci cam asta ar fi vis-a-vis de partea de detalii. Nu este nimic de mirare, pentru că dacă deja am văzut arta pe care japonezii o pun în a crea, să spunem, diferite sortimente de mâncare și cam tot ce îi preocupă pe ei în materie de artă, ajunge să îmbrace toate formele. Cumva societatea asta și-a atins un punct, nu vreau să dau verdicte, dar din punctul meu de vedere evoluțional, deja și-a atins un punct, un prag, și mă refer aici din punct de vedere al tehnologiei și mai ales din punct de vedere al obiceiurilor. Mă întreb care ar mai putea fi o nouă cale pe care japonezii să o exploreze astfel încât să devină complex. Pentru că mie, sentimentul meu este că, cel puțin parte umană, ceva din ei nu este la parametri maximi. Oricum, dintre țările asiatice, chiar dacă cumva ei sunt să zicem așa, un aspect ăsta de țară închisă, în sensul în care nu țin foarte, foarte mult să invite turiști, să fie foarte ieși din comun de extrași, de deschiși pentru exterior, pun un accent foarte mare pe stabilitatea, structura lor locală, ar putea, poate, să fie puțin, să zicem, diferit să încerce să facă această schimbare, însă oricum țara asta, în momentul în care se decide să ia pe o cale, apoi calea aia chiar o fac și o aprofundează excepțional, mai bine ca probabil oricine. Și pentru asta sunt cel puțin în locul unde sunt în momentul de față, iar progresul lor în ultimii 60 de ani, să zicem, este fenomenal. Asta a fost de zis. Mulțumesc!